De Ziua Națională a României, elevii liceului Ioan Bojor din Reghin au organizat un spectacol pe cinste. Activitățile desfășurate au cuprins un concurs organizat pe teme istorice, unde au participat elevii din toată școala. La final s-au acordat premii, unde aceiași elevi din anii trecuți au reușit performanța de a obține locul întâi. Reprezentanții instituției au punctat însemnătatea istorică a zilei de 1 decembrie. Cristian Bogdan, sunt Cotoi, care sunt elevi în clasa 12-a, în fiecare an au participat la acest concurs, deci este o perenitate a acestui concurs și au luat locul întâi. Ne manifestăm respectul și recunoștința pentru toți românii care au conservat în vremuri vitrege sufletul național, solidaritatea națională și s-au jertfit pentru binele poporului nostru. Ne-am obișnuit în fiecare an, încercăm prin toate forțele și prin toate metodele să le reamintim copiilor cât de important este ziua aceasta pentru noi românii, în primul rând, și vrem să intonăm câteva cântece patriotice, câteva poezii și, bineînțeles, să fim cu toți uniți în curtea școlii, prinzându-ne împreună în Hora Unirii. Ziua Națională a României a fost marcată cu entuziasm de elevi, care s-au adunat în număr cât mai mare în curtea instituției pentru a intona împreună cu profesorii imnul României și să fluture drapelul tricolor. În care, în 1918, România a devenit liberă, în care fiecare român a devenit liber să își ocupe teritoriul și să fie mândru că e român. Încercăm să păstrăm această tradiție și acest moment pe care îl onorăm. Suntem mândri că suntem români, pentru că sărbătorim sărbătoarea asta și e o onoare să fim aici, la școala asta, în primul rând, alături de colegii mei, și costumul este tradițional. An de an, Ziua Națională a României ocupă un loc de cinste în programul unităților de învățământ din Reghin.